Anexa gospodărească din comuna Drăguțești, județul Gorj, unde era amplasată o bucătărie de vară, a fost mistuită de flăcări. Proprietarii erau acasă când s-a întâmplat nenorocirea. Pompierii care s-au luptat 10 de minute cu focul spun că incendiul pare să fi pornit de la un scurt circuit. Eu am intervenit pentru stingerea unui incendiu la o anexă gospodărească. Da? Ajuns la fața locului, am constatat că anexa era total în flăcări, da? Incendiul manifestându-se cu violență, existând pericol de propagare la casa de locuit. Incendiul a fost localizat și lichidat în limitele găsite la fața locului. Oamenii au sărit în ajutor cu gălezi cu apă în încercarea de a stinge vâlvătaia până la sosirea pompierilor. Fata a venit, doar venit până la mine și auzit un pac! Când auzit un bubuitor așa tare, când s-a uitat, la mine e foc! Și atunci sări, eu începui să țâp, săriți lume, veniți lume! Ne țâlăm cu gălețe până la pompierii. Ca nu s-a întins la casă, bă, da prost el Dumnezeu, că ne sărăceam de tot. Am amuzat bubuitură, bubuitură. Deschisei geamul, am deschis geamul și am văzut bubuitură flăcări. Se vede la mine, pe geam, la dumneavoastră aceea. Și nu mai se tui la discuție, nu ți-ai direct 112. Ați ajutat apoi la stingerea flăcărilor? Am sărit, da, se veni cu apă de la mine din fântână, din alte rețele, da. De la ce credeți că a pornit? Un scurt circuit? Nu pot să-mi dau seama, nu pot să mă pronunț în privința asta. Pe lângă anexă, focul a distrus și câțiva stupi. Proprietarii sunt disperați, mai ales că flăcările i-au lăsat pe oameni fără agonii să aleagă viață. Și până la poartă să vorbim cu mama, nu știu ce să-i spun. Când ieși afară, intrai foca pe poartă și când mă dădui aici, zic, ce se aude pomnind? Văzui flăcără, deci au avut să-i un gemuleț deschis acolo. Ieși flăcără, zic, Doamne, mama la mine l-o văd, dar ce mi-o fi luat foc. Ăsta nu veni din schimbul 3 și dormea, că dormea jos acolo la camera aia. Și apucai de trecui că eu am stupii și mi-ar sără stupii copilului din deal. Dar au ars mulți stupi? Mi-ar sără că i-am acolo, nu-i nu știu vreo 3, nu știu câți. Nu știu că nu-i numărai. De ce plângeți, doamnă? Sunt pagubele mari? Numai lucrurile câte am avut, nu mă și-am muncit în veni din schimbul 3, soția foacea. Nu știu, eu mă trezi, găsi asta în flăcă. Ce văd foc? Ce aveți acolo? O anexă, bucătărie cu totul. Toate. Afectați și stupii? Și da, 15 bucăți, nu știu, nu-i numărai. Mă duc la ei să vedem ce. Din fericire, nimeni nu s-a aflat în clădire în momentul producerii tragediei.